primul proiect care a fost adus în atenția consilierilor băimăreni la ședința ordinară de astăzi a vizat rectificarea bugetului general al municipiului pe anul 2016. Ca urmare a unei adrese de la Direcția Generală a Finanțelor Publice privind finanțarea învățământului privat. Așadar, bugetul local al municipiului Baia Mare se majorează cu suma de 116.000 lei, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli. La partea de venituri, sumele debalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat se majorează cu suma de 116.000 de lei. Este, de fapt, și temeiul pentru care am procedat la această rectificare. Sistemul de învățământ, dar și cel de asistență socială și parțial cel de ordine publică au avut de câștigat de pe urma acestei rectificări. Tot astăzi, consilierilor locali li s-a cerut un punct de vedere referitor la o solicitare a conducerii Colegiului Angel Salini, care are și activitate similară școlilor auto de șoferi. Instituția de învățământ a intrat în programul Rabla și intenționează să achiziționeze un mijloc de transport nou în leasing. Au intrat în programul Rabla și doresc să-și achiziționeze din venituri proprii ale societății, urmarea veniturilor pe care le realizează cu această școală de șoferi, deci achiziția unei mașini Renault Clio în leasing pe 3 ani de zile. Practic, prin această solicitare, dacă îți veți fi de acord, va trebui să includem la capitolul de învățământ, la dotări independente, achiziția în leasing acestei mașini. Am venit cu această solicitare acum, deoarece programul Rabla se încheie pe 10 decembrie. Practic, dacă noi nu aprobăm sau nu includem în listă acum acest lucru, ei pierd acei bani pe care i-ar putea lua prin programul Rabla. Consilierii locali au apreciat însă activitatea instituției de învățământ și și-au dat acordul pentru următorii pași care vor trebui efectuați.